Bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Comunitatea ta. Astăzi vorbim despre comunitatea din localitatea Godinești, județul Gorj, și în special despre comunitatea din Pârâul de Pripor. Am invitat în studioul Gorj TV, alături de noi, pe domnul primar Corbeanu Gheorghe. Bună seara, bine ați venit, domnul primar! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Cu această ocazie aș vrea să salut și pe toți cetățenii din comuna Godinești. Domnul Corbeanu, am trecut de multe ori prin Godinești și tot de atâtea ori m-am oprit în Pârâul de Pripor. Este vestit acel sat cu lăutari. Am realizat și un mic interviu cu unul dintre cei mai reprezentativi, să-i spunem așa, lăutari de acolo, Argint, face parte din familia Argint. De fapt, acolo sunt mai Mai mulți mulți. cu numele de Argint. Este un sat destul de interesant, aparte, un sat care ar putea deveni un punct de atracție pe harta turismului din Gorj. Sunteți de acord cu... Da, sunt de acord cu ceea ce dumneavoastră ați sesizat. Este un sat și interesant, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că ei nu sunt țiganii pe care îi văd toți ca fiind țigani. Deși nu se dau înapoi să Să recunoască că recunoască, să sunt recunoască, țigani, chiar da. au mărturisit, domne, noi Așa țigani este. ne-am născut, țigani Da, suntem. așa este. Însă ei sunt lăutari. Deci sunt tot felul de țigani până la urmă. Așa este. Dar această comunitate de la Godinești nu este o comunitate ca toate celelalte, unde să fie evenimente neplăcute, unde să poliția să intervină. Dimpotrivă, poate sunt telespectatori, avem telespectatori care n-au trecut prin localitatea dumneavoastră, care n-au pus piciorul în Pârâul de Pripor. Trebuie să vă spun, cu ani în urmă, când am trecut prima dată pe acolo și vedeam la fiecare casă tăbliță cu muzicantul, violonistul și așa mai departe, a fost un lucru interesant, să știți. Iar dacă această comunitate ar fi sprijinită cumva și s-ar dezvolta, pe lângă complexul Constantin Brâncuș, pe lângă frumusețile naturale ce le avem în Gorj, cred că pentru orice turist român sau străin ar fi destul de interesant să poposească în Pârâul de Pripor și să se ducă la o casă de lăutari să asculte muzică. De altfel, oamenii de acolo vă spun că sunt extraordinar de ospitalieri și de deschiși. Da, așa este, ați sesizat lucruri frumoase la noi și în special la Pârâul de Pripor. Și în prezent mai există aceste tăblițe, de exemplu la Cidoiu Nicolae, violist, Argint Vică, violist, Eu Turturică. cred că ar trebui profitat de această mină de aur care există în localitatea dumneavoastră, că până la urmă, vedeți, domnul primar, sunt localități care au o economie, Da. trăiesc din niște bani, sunt localități care trăiesc din cultură. Dumneavoastră economie nu prea aveți acolo. Da, așa este, însă pe plan local numai noi nu putem să sprijinim prea mult și să facem cu acești oameni ceva deosebit. Eu am avut o Da, ei sunt discuție, da, deosebiți, eu să am știți, avut. prin faptul că există așa cum sunt chiar deosebiți față Da, de am avut o mulți. discuție cu domnul director Gârbaciu anul trecut și discutam pe seama acestor lăutari. Și veneam cu propunerea să facem chiar o secție externă a Școlii Populare de Artă. Adică să fie nu un început, pentru că ei deja cântă la Școala Populară de Artă, Da, avem și așa la Doina este. Gorjului, ne-a reprezentat județul și la Suceava și în tot felul Da, de... cel care, domnul Argint, pe cel care eu l-am intervievat, a cântat în Israel, a Da, cântat în Elveția, a făcut parte în din Germania. Taraful Gorjului. Da, știți ce mă gândesc? Că dacă, vedeți dumneavoastră, instrumentele muzicale sunt destul de scumpe în ziua Da. de azi, dacă ar avea bani să-și Da. procure să dea la copii un instrument, să Vreau ducă să vă mai spun că departe noi am tradiția, făcut un proiect exact pe această dotare a căminului cultural pe măsura 322. Printre altele a fost și dotarea căminului cultural și proiectul a fost bun, dar fără finanțare. Deci nu am avut posibilitatea să accesăm noi alte fonduri pentru a
cumpăra instrumente. Și majoritatea dintre instrumentiști și dintre lăutari au instrumentele lor proprii. Dar noi vrem să venim în sprijinul lor cu... Totuși, față de ce era înainte la Prâu de Pripor, s-a mai pierdut puțin din această tradiție și ar fi păcat să dispară. Da, această tradiție la ei vine undeva de la 1860, cu primii lăutari din familia Cidoiu. Până în zilele noastre s-au perindat mai multe generații, au fost fiecare familie, unul era cu vioara în primașul, altul era cu acordeonul, altul cu basul, altul cu țambalul, din diferite familii. Ulterior, când deja au început să își învețe, pentru că e o moștenire din tată în fiu, au început să apară tarafurii în familie. Exact cum spuneați dumneavoastră, la Argint Vică, de exemplu, are toți băieții care formează un taraf la Rap Pantelie, de asemenea. Dar știți, dacă mă gândesc că dacă acești oameni le-ar merge tuturora bine, cum le merge la unii dintre ei, dumneavoastră ca primar ați fi bine mersi să-i spunem liniștit, că știți că acei da. Oameni au venituri, au din ce da, să trăiască. Necazul este că ei nu au venituri. Din circa 400, este al doilea sat ca mărime în comuna Godinești, 400 și ceva de locuitori. Dacă lucrează 5%, deci nu au locuri de muncă, ei ce se mai descurcă și s-au descurcat cu vioara, cu cântatul, dar și această activitate, lipsa banilor în general se observă. Dacă există prin tradiție o zi de sărbătoare unde ei obișnuiau să meargă din casă în casă să mai câștige un ban, astăzi mai greu. Mulți dintre ei, o parte dintre ei, să zicem, cântă prin piețele din marile orașe da. Ale lumii, cum ar fi Paris, Bruxelles. Am întâlnit, să știți, oameni din Godinești, da. din zonă, care cântau în diferite grupuri de muzicieri restrense, în stradă da. Și câștigau foarte da. Bine, nu se feresc să facă acest lucru. Ce am observat, domnul primar, la acești oameni? Am fost în multe comunități, și în județ, în Gorj, și în țară, și în afară. Chiar dacă au lipsuri, să știți că aveau o față surzătoare. Ne spuneau cu drag că le fac ceea ce fac cu plăcere și că atunci când nu cântă, muncesc în grădină, da. Își pune o roșie, deci, își pune o ceapă, își crește un porc. Așa cum v-am spus la început, ei nu fură. Deci ei, puținul ăla pe care îl câștigă, îl câștigă cu mâinile lor, din activitățile pe care le prestează. Mai nou, nu numai la noi, au început să se ocupe și cu vânzarea mașinilor. Deci le cumpără la un preț, le vând la alt preț. E o activitate tot cinstită până la urmă, pentru că un mod de așa a este. Avea venituri. Da, așa este. Vedeți dumneavoastră, decât să dea în cap sau da, să fure, oamenii da. De acolo au muncit cinstit. Eu vă propun, domnul primar, să urmărim împreună interviu realizat cu câteva luni în urmă în satul Prâu de Pripor. Revenim să comentăm după aceea în studio. Povestiți-mi despre comunitatea, despre lăutarii din Prâu de Pripor. Domnule, aici a fost un sat de 70-80 de familii, numai lăutari. De când cântă oamenii ăștia? Când s-a făcut satul ăsta, am înțeles că s-a dus de pe la Tismâna de la mănăstire, de mult, de mult. Eu am învățat de la ai bătrâni. Am învățat unul de la unul de la n-ați făcut ani, școală de muzică, ce ați învățat? Am făcut școală. Ați făcut și școală populară. Da, târziu, la 26 de ani.
eram bătrân, nu știam să citesc. Dar știa să cântați foarte bine. Păi asta am învățat-o de la 7 ani. De când am plecat la școală, în clasa întâia, toată mea la ziua rămân. Spuneți-mi ce fel de lăutari, că sunt mulți lăutari în România, dar dumneavoastră cei de aici, din Pârâu de Pripor? Dom'le, noi suntem lăutari care cântăm și la cramuri, și la nunți, și la petreceri, și la mormântări. Oamenii de aici trăiesc numai din asta, nu? Păi eu din asta am trăit. Eu n-am avut altă meserie. Altă meserie n-am avut. Făcui case puserie, făcui case puserie, și avere la copii, și avere la copii, să găi pe de ce mori, să aibă de ce mori, că tras pâine de la cură. Tineretul, cei tineri din ziua de astăzi... Mai învață, dar mai puțin. Din tot tineretul care... care s-a săltat un pic, copilul nu fie. Cum sunteți toți lăutarii de aici? Simțiți cumva că se face vreo diferență între ceilalți oameni din localitate și dumneavoastră? Nu, nu, domnule, la noi n-a fost diferență. Deci n-ați simțit... Noi n-avem nici dialectul schimbat. La noi sunt țigani romanizați, să spunem. Aha. Noi cântăm pe la nunți, da. Dar dumneavoastră, acum vă mai, întreb un lucru, că ați pronunțat dumneavoastră cuvântul țigan. Care credeți că este mai bine? Cum credeți că e mai bine să zică rom sau țigan? Nu, domnule, țigan, domnule. Țigan, așa ne-am născut. Așa vă știți și dumneavoastră? Da. Adică alții au decis pentru dumneavoastră eu să vă pună? Super. Pe mine în armată nu m-a cunoscut că țigan. După 6 luni de zile, că eram la muzică. Da. Și la un bilanț m-a întrebat majorul, bă, agente. Da, bă, dar să spui corect. Da, domnule, sunt țigan. Păi bă, nu-i dialectul, mă, avem țigani aici, vorbesc urât, vorbesc cu accent. Domnule, la noi nu s-a vorbit niciodată. Și limba asta țigănească, internațională, pe tot loc. N-am avut de unde să învăț. Bunica mea știa câteva, ceva știa. Și tot, dar noi n-am mai învățat limba asta și e rău. Dumneavoastră, am înțeles că ați fost în concertă și în străinătate. Da. În Israel. Unde ați am fost? Am făcut Israelul, Elveția și München, în Germania. München, în Germania. Da, da. Sunteți un virtuos popular recunoscut la nivel... Sunt rapsod popular. La școala populară. Școala, predați și instrument? Nu. 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 Am învățat mulți copii. Spuneți-mi și mie, de fapt o să ne și arătați, dacă ar fi, domnule, melodia cea mai de suflet a dumneavoastră la vioară, care este? Domnule, eu am cântat întotdeauna Gorjenești. Gorjenește. Gorjenești, specificul al nostru, al Gorjului. Am cântat și în Dolj, am cântat și în Telorman. E altă treabă. Da. Dar melodiile, vreau să vă întreb, melodiile dumneavoastră le culegeți, le-ați păstrat din Tatăviu și melodiile? Eu le păstrez. Aș vrea să-mi faceți și mie o demonstrație muzicală cu un fragment muzical care, da, credeți dumneavoastră că e, da, cel mai vechi și cel mai original, cel mai vechi, numai cu vioara. Fac o doină, da, o doină frumoasă, gorjenească. Da. Ai,
le-am făcut mâine cu am muncit și zi și noapte, că sunt din făcut toate. Să mă aud mâine cum vine, am trăit, că mă instrumentele sunt iar la fel, sunt vechi, sunt originale, cum, de unde le aveți? Totul ce vechi, ce vechi e bun. E bun? Da. Ce vechi, am avut un Steiner original. Mi l-a dat un inginer. Mi l-a dat că să... de tot. Da. Până crește fata lui și când a crescut fata, nu i-a mai dat înapoi. Doamne, fata m-a dat de învățătură, din părul vioară, lasă-mi mie. Bă, dar e bună, dar e bună, domne, ce mai... Și un cumnat al meu mi-a luat-o odată la un cram, a uitat tocul deschis și a căzut pe asfalt. N-am avut ce să mai fac, numai dacă duceam la regi.
E scump. Am avut la Sârbi, eu la Sârbi am învățat un copil la vioară. Da. Avea copil, vă 14 ani, fugise de la școala de muzică de vă 3-4 ori. Și tata se cânta cu armonica. Cu, da. Cu buton. Bă, a venit la mine, că eu am fost la Mătru la ansamblu vă 15 ani. Ați cântat Doina Mătrului sau cum da, se da, chema? Da, Doina Mătrului, da. 15 ani și-au venit dintr-un spectacol aceea, Sârbi, și am împretenit. După Revoluție am plecat acolo, la Sârbi, l-am găsit. Bă, bine că veniți, că uite așa, așa copilul. Cum l-am văzut, domnule, ce fac eu astea, că nu pot să mă arestez la el, nu? Da, da. Numai e dacă din conștiință învaț. Domne, unul de-al nostru, de vorba lui, cum se naște, deschide ochii pe vioară. L-am învățat, a prins bine și... De atunci m-am cântat și nunți cu Jivo. Te spuneți, ce metode că dumneavoastră transmiteți mai departe copiilor și nepoților? Uite, nepotul meu a învățat prima dată după ureche. După ureche, da? O singură dată i-am arătat. Cam cât timp pe zi sau la cât timp faceți? Cum copilul faceți? Copilul și acum, nu lasă vioară din mână toată ziua. Tot timpul practica contează. Nu are pereche, vă spun, nu are pereche aici. Îi place, i-a plăcut să învețe. Ce părere aveți dumneavoastră, că vă văd că aveți o vioară originală și nu electrică? Ce părere aveți de la electrice? Dom'le, îți bune și alea. Îți bune, dar ce-i natural, e natural. E natural, așa este. Eu când anunț, eu am o pastilă. Eu nu las pe asta. Am și vioare electronică. Da. Falsare. Multe viori electronice falsare. Ce părere aveți, de exemplu, despre lăutarii care se duc să cânte prin străinătate? Cântă la metrou, cântă pe... Cântă, domne, pe la metrouri, prin tramvaie, da. Prin trolebuză... Deși cântă destul de frumos, prin, să știți. Prin marketuri. Eu i-am văzut transatoarea în Elveția, am plecat liniile de tramvai și am stat o oră și jumătate. Domne, n-a lăsat vioara de la gâta, numai ca să e concert. Bun băiat, era scump. Dar dumneavoastră ați vorbit cu ei, de ce crede? De ce spun ei că pleacă dincolo? Păi, dar n-au ce să facă aici, n-au ce să în facă. România. Numai din ce în ce se pierde tradiția. Plus că n-au unde să lucreze să câștige un ban, nu? Sau... Tradiția din ce în ce se pierde la noi.
De exemplu, locul la Cramuri. Da. Dacă nu te băgai la el de supăra, se cânt. Așa este. Dar oameni la masă, vecini, neamuri, mă rog, prieteni. Dar acum nu mai am scăzut puterea bănului. Vreau să mai plecați cum se pleca odată prin sat, cu pasul și cu... Da. Păi am fost ieri, am fost plecat. Acum mă duc la ora 3. Da. E aici, la Crâncești. Eu cu asta am trăit. Da, credeți că copiii vor mai trăi de acum? Da, nepoții mei, am și pe copiii lui frate meu. Am copiii lui frate meu, sunt tați. La noi am mers din strămoși în strămoși. Meseria asta. Copilul meu n-a vrut să învețe. Ce face copilul ăla? Ei, tehnici am vrut să învețe. Am revenit, dragi telespectatori, în direct cu dumneavoastră, în direct cu primarul comunei Godinești, domnul Gheorghe Corbeanu. Nu era cazul, dumneavoastră cunoașteți foarte bine ce aveți în localitate. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că mi-ați arătat pe parcursul acestui interviu că aveți solicitări din partea unui jurnalist din Japonia care trebuie să vină zilele următoare în Godinești pentru acești rapsozi. Interesul e destul de mare. În afară de Japonia, domnul primar, s-au mai interesat și alții de lăutarii din Godinești? Da, așa cum ați observat, ei toți cântă. Deci acest taraf s-a constituit pe loc. Deci nu sunt dintr-o... Nu este. Am văzut componența acum când ați prezentat și Ion Macu, îi spunem noi, cu nepotul, unul din nepoți, la acordeon Viorica Turturică și la bas Ion Zlătaru. Deci lăutari care s-au constituit într-un taraf ad hoc. Așa este, pe 18 avem solicitare din Japonia, va veni cineva să facă înregistrări cu lăutarii de la Părâu de Pripor. Îmi pun întrebarea, cum au auzit din Japonia tocmai de Părâu de Pripor, domnul primar? Da, probabil prin ambasada Japonei de la București, un culegător de folclor s-a interesat și a văzut că la noi are ce să înregistreze. Vreau să vă dați seama că Părâu de Pripor poate deveni un loc unde să vină studenții de la marile universități din lume să culeagă folclor? Da, aș putea să vă confirm. Diploma unui băiat din Târgu Jiu, a unui absolvent, băiatul unui domn director, s-a făcut pe... în speță în satul Părău de Pripor, pe folclorul și pe acești, pe seama acestor lăutari. Nu îi dau numele. Acum 3 ani am avut un profesor din Germania care a venit la Părău de Pripor, s-a interesat de lăutarii din Părău de Pripor. De asemenea, s-a constituit pe loc un taraf și când i s-a prezentat ceea ce știu să cânte, a rămas surprins de ceea ce avem la... Da. Avem un telespectator care insistă cu mesaje. Vreau să-l anunț că v-am citit mesajul. Telespectatorul se referea că domnul primar nu a asfaltat drumurile în localitate, fiindcă toți banii s-au dus pentru ajutorul social pentru oamenii din Pârâul de Pripor. Ei bine, domnul primar ne-a spus că decât 4 ajutoare sociale sunt în Pârâul de Pripor, din câte suflete aveți acolo? Deci avem 8 dosare pe întreaga comună. Din satul Părău de Pripor avem decât 4 dosare la ajutorul social. N-aș vrea, îi mulțumesc pentru mesaj, n-aș vrea să îi spun că e tendențios, însă probabil că nu a mers pe asfaltul făcut nici anul trecut, nici în Hălan, în localitățile din comuna Godinești. Da, noi trebuie să dăm cuvântul și telespectatorilor noștri. Haideți să continuăm. Spuneați că Japonia, Germania sunt interesați de... Așa este.
Noi am încercat să sprijinim comunitatea, de exemplu, anul trecut am pus în funcțiune școala primară din satul Părău de Pripor. Acolo funcționa într-o casă boierească care a fost retrocedată pe legea 10. Am reușit să fie o școală, aș putea spune, după Neckerman, toate condițiile necesare. Avem grădinița care am reabilitat-o acum 4 ani de zile în totalitate, de asemenea condiții foarte bune. Deci pe plan local am încercat să sprijinim cât am putut. Știți ce mă bucur acum după ce mi-ați spus că vine japonezul să se intereseze? Mă bucur că am fost și astăzi n-am ratat ocazia, că ar fi rușinos pentru noi cei de aici, noi să nu fim prezenți Râul de Pripor, să vină alții din alte colțuri ale lumii. Da, chiar azi am discutat de 3 ori cu dânsul, vrea să fie sigur de locație, ceea ce vrea să filmeze, să fie oamenii pregătiți. L-am asigurat că nu trebuie să pregătim, pentru că ceea ce se face atunci pe loc, cred că este cea mai frumoasă emisiune și așa culege este, cel mai bine, așa pentru că are de unde să-și aleagă. Cum s-a întâmplat și cu noi. Are de unde să-și aleagă, deci noi avem acolo oameni care știu să cânte și să și prezinte. Și aș vrea să spun că regretatul Doru Șerban spunea într-o carte a sa că la Părău de Pripor viața e cântec și cântecul e viață. Așa este, deci avea dreptate să-i fie țărâna ușoară. Da, așa este. Domnul Doru Șerban, cu care am făcut atâtea emisiuni de multe, mi-aduc aminte cu ani în urmă. Dar asta este viața. Eu am adus cu mine și mai multe diplome pe care le-am avut prin birou și diplome luate de acești instrumentiști, de tarafurile lor, de taraful Căminului Cultural, chiar o diplomă a unui nepot de-a lui Macu, ca instrumentist. Copilul este foarte bun, este foarte apreciat, a fost și la Suceava, la festival. Avem mulți și majoritatea dintre ei sunt de valoare. Vă dați seama ce responsabilitate aveți, domnul primar, să duceți mai departe, să încercați să nu lăsați să se altereze această zonă? Eu sunt conștient de această misiune, însă cred că ați sesizat și dumneavoastră, tineretul din ziua de azi începe să infiltreze prin folclorul nostru și dacă vor vedea că nu au ce mânca de azi de mâine. Se vor întoarce la... Încearcă cel puțin, cum este Macu, frate Suvic, familia Pantelie Rapă, Muscurici, Ienoiu, Pimpi, Ienoiu, copilul lui regretatul Ienoiu Ionde, care a fost la Doina Gorjului, Florin, sunt mulți, Călău, sunt foarte mulți în Părău care au tarafuri proprii și cântă la diferite activități. Eu vă sugerez să încercați să apelați la orice fundație, orice organizație, fie că este județeană, națională, internațională, să vă sprijine în a conserva această localitate care oricând poate deveni un loc unde turistul va veni cu plăcere și vom putea la nivel de județ să completăm frumusețile naturale care le avem, mănăstirile din județul Gorj, operele lui Constantin Brâncuș, Rânca, Transalpina și cu această zonă, mai ales că este foarte aproape de mănăstirea Tisvana. Pentru această fază, eu aș spune că sunt mulțumit că noi putem participa cu ei la diferite activități în județ și în afara județului și că ne reprezintă cu cinste și în același timp ei nu numai faptul că spun că-s din Godinești, de la Părău de Pripor, dar încearcă prin cântecul și ceea ce prezintă ei pe scenele din țară și din afară, așa cum spunea și Ion Argint, să facă față și să ne transmită mai departe ceea ce ei au învățat de la părinți, de la străbunici, așa cum spunea Ion. Ce ar însemna localitatea Godinești fără satul Părâul de Pripor? Acum eu vă dau un exemplu simplu. Au fost sărbătorile de iarnă, Crăciunul, deci în ajunul Crăciunului au venit cu colindul. Ei știu că trebuie să meargă și prin case și mai departe. Tradiția se duce din generație în generație. De anul nou, de asemenea, au venit pe la casele oamenilor, au cântat acolo unde
desigur, așa mai este. Sunt posibilități nu știu, materiale. N-aș vrea să fi fost înțeles greșit astăzi de către ceilalți localnici din Godinești. Bineînțeles, toată localitatea reprezintă ceva și înseamnă ceva pentru județul Gorj. Dar profilul emisiunii și așa cum se numește comunitatea ta se adresează anumitor comunități. Domnul primar, poate cu altă ocazie vom vorbi și de cealaltă parte a localității Godinești și de problemele cu care se confruntă oamenii de acolo. Știm că există unele probleme ca peste tot. Dacă aveți de spus pe ultimul minut, mai avem un minut. Da, aș vrea să înțeleagă cei din Godinești că această emisiune, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost axată pe această activitate și nu pe celelalte activități pe care noi le desfășurăm de zi, în fiecare zi în localitate și cu problemele cu care ne confruntăm, cu ce avem de gând să facem. Eu nu așa am este. Decât să vă mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc mult că ați venit astăzi în studioul Gorj TV. Dragi telespectatori, a fost prima ediție a emisiunii Comunitatea ta. Rămâneți în continuare pe Gorj TV, urmează știrile Gorj TV. O seară frumoasă, numai bine!